Există presiunea asta socială să ai următoarea mașină, să mergi în Amalfi. Poate ție nu-ți place să mergi în Amalfi, poate ție nu-ți place să mergi în Italia, nu te interesează acea cultură, nu vrei să vizitezi. Poate nu ești pasionat de mașini, însă din păcate, în vremurile în care trăim și din fericire pe de altă parte, dar acum vorbim de partea negativă, social media ce face este să îți creeze o imagine distorsionată asupra realității. Mie personal nu îmi plac atât de mult mașinile. Nu am avut niciodată un interes în mașini. Mașina mea este una obișnuită, deși mi-aș permite să-mi cumpăr ceva mult mai scump. Însă nu mă interesează, nu mă atrage, nu sunt atât de rafinat

în a înțelege un model de mașină față de alt model de mașină, motorul respectiv, de ce ar trebui să aibă mai mulți litri și așa mai departe. Nu mă pricep, nu am studiat de-a lungul timpului mașinile și atunci cumva când văd o mașină mai scumpă și un prieten îmi spune sau un amic îmi spune ce tare mașina asta îți place, nu înțeleg prea mult. Într-adevăr, vezi un Ferrari, vezi un Lamborghini, adică identifici practic un tipar diferit față de tiparul care îți este prezentat zilnic și bineînțeles că ți se pare ceva Special. Nu știi dacă este cu adevărat frumos sau nu, ți se pare special doar, este diferit un tipar, dacă vrei, neidentificabil într-o zi obișnuită, apare din când în când la o frecvență redusă. Vreau să discutăm în acest material despre a fi în 1%, în investiții, în viața personală, pentru că pe acest canal discutăm investiții, discutăm business, analizăm companii, dar vreau să discutăm și la nivel personal, la mentalitate, pentru că vreau să fim o comunitate apropiată, asta îmi doresc eu bineînțeles, dacă tu nu vrei să fii apropiat și să nu interacționezi, este bineînțeles decizia ta. Însă eu îmi doresc să strângem un cumul de oameni și să adoptăm o școală de gândire comună. Bineînțeles că avem similarități, nu creăm un cult, dar vreau să discutăm pentru că de foarte multe ori, multe persoane care își doresc să discute despre mentalitate nu au neapărat prieteni în zona geografică în care se află sau persoane cu interes comun, de aceea reușim să spargem barierele geografice, precum am făcut-o în grupul pe Discord privat, unde discutăm tot timpul lucruri și să comunicăm cu oameni care au interese similare. E foarte important să ai o conversație cu tine, pentru că ce se întâmplă este că e presiunea asta tot timpul să fii în 1%, adică să fii o persoană în 100 de persoane, să fii mai bună decât restul 99 de persoane, să spunem. Să ai mai mulți bani, să ai o relație mai interesantă, să călătorești mai mult și așa mai departe. Problema este că urmărim anumite lucruri pe care nu ni le dorim, da? E foarte interesant, dacă te gândești și ți-ar spune cineva, uite, îți dau un milion de euro și spui, da, îmi iau Lamborghini, îmi iau mașina mea, dar poate că tu nu vrei cu adevărat un Lamborghini, poate tu nu vrei casa aia foarte mare unde o să ai o responsabilitate uriașă la munte, o să fie complicat, poate nu-ți place regiunea, nu-ți place climatul, dar vezi tu ne îndoctrinează social media pentru că ne trezim la ora 8, să spunem la ora 7, eu mă trezesc la 5-6, dar o să spun, ne trezim dimineață, deschidem telefonul, intrăm pe Twitter, intrăm pe Instagram, ce vedem? Mașini scumpe, vacanțe scumpe, zi de zi. Gândește-te să vezi, zi de zi este o nouă religie seculară. Ideea este că practic adoptăm această religie, acest cult în fiecare zi și practic ne punem tot timpul în comparație cu alții. Îți dau un exemplu. Vezi o mașină, vrei mașina respectivă, faci tot ce poți, îți iei muncești pentru mașina respectivă, ca un sclav, pentru casa respectivă, dar tu poate nu-ți dorești, poate vrei să faci altceva cu banii și cine urmărește acest canal înțelege costul de oportunitate al capitalului. Banii atribuiți aici sunt banii care nu mai sunt atribuiți aici, sunt banii care pierd randament în piață dacă ar fi investiți și atunci înțelegi cumva mișcarea banilor, înțelegi banii cum se mișcă dacă înțelegi costul de oportunitate și iei decizii mult mai raționale. Ideea este că tot timpul vrem să fim mai buni decât ceilalți. Problema este că fiecare persoană este unică. Și ăsta este adevărul. Deși eu poate că am un portofoliu mai mare decât tine, am un portofoliu mai mic decât tine, pentru că sunt persoane care au mai mulți bani investiți. Știu și eu, am mai mulți urmăritori pe social media decât tine, sau vorbesc în fața camerei, sau fac anumite lucruri. Și te compari și spui, a, e peste mine, latura asta. Nu este așa. Nu este așa. Unde vezi plusuri, există minusuri proporționale. Asta trebuie să înțelegi. Tu, în momentul acesta, ai plusuri pe care eu nu le am. Să cresc acest canal. Depun un efort și aloc niște resurse mult superior față decât aloși tu pentru că nu construiești un canal, deși ai putea să o faci. Asta încerc să-ți explic. În timpul respectiv, în situația alternativă în care te afli, aloci în altă parte resurse aloci în altă parte timpul, unde eu nu pot pentru că deja fac asta. Consider că am ales acțiunea, să spun, activitatea care are cel mai mic cost de oportunitate. Însă costul de oportunitate și când îl cuantifici este diferit de la persoană la persoană. Tu valorifici alte lucruri decât valorific eu sau altcineva. Despre asta e vorba. Și eu, uite, mă la mine, îți dau un exemplu. Nu vreau să fiu mai bun decât, nu știu ce, youtuber din America. Să ajung la un milion de abonați pentru că el a ajuns. Vreau să fiu mai bun decât am fost ieri. Mă uit la materialele pe care le-am desfășurat de fiecare dată când pregătesc un material. Îl analizez de 5 ori să văd ce aș putea să îmbunătățesc. Și din feedback-ul pe care l-am avut, materialele au fost îmbunătățite. Mă uit la mine să văd ce pot să fac mai bine și o să discutăm puțin mai târziu și despre investiții și despre o tehnică. Dacă vrei o ecuație sau un model pregătit de către un autor despre cum poți să devii de 37 de ori mai bun într-un an, dacă bineînțeles să reușești să pui această strategie de la cap la cap. Interesant este faptul că foarte mulți oameni se uită la acești influenceri. Deja acum economia s-a schimbat dacă vrei, este un influence economia. Adică ce se întâmplă este că lucrurile s-au schimbat în trecut, vedeai un muncitor care muncea foarte mult și vedeai ce forță are și spuneai, aș vrea și eu să fiu la fel de puternic, să pot să fac atât de multe activități cât poate să facă persoana aceea. Acum te uiți și spui, wow, câți urmăritori are, un milion, e tare rău de tot, sau câți bani are, ce mașini are. Valorile s-au schimbat, principiile s-au schimbat. Și problema este că există o presiune în perpetuum pe fiecare dintre noi să facem lucruri pe care nu ni le dorim, doar ca să ne conformăm într-un statut social la care nu vrem să aderăm. Știu că sună paradoxal, știu că de obicei analizăm companii, sisteme financiare pe acest canal și acum vorbim la nivel filozofic de productivitate, dar este foarte important. M-am gândit la aceste lucruri și vreau să le împărtășesc cu tine. Ideea este că tu trebuie să vezi ce gol ai în interior. Care este golul din interiorul tău și cum poți să îl umpli. Eu asta fac, da? Este vorba despre ce ți dorești să faci. Am pregătit acest canal, l-am construit pentru că întotdeauna am avut pasiunea de a transmite cuiva ceva ce eu am învățat. Asta a fost pasiunea mea. Asta este un gol pe care l-am avut și îl umplu în momentul în care împărtășesc cu tine lucrurile. Înțelegi? Tu ai alt gol. Poți să-l umpli altfel. Unii, să spunem, adoptă religia mai mult și sunt practicanți și se apropie mai mult de biserică. Unii adoptă anumite școli de gândire, anumite filozofii, anumite discipline. Este vorba de tine și e bine să găsești oameni cu care rezonezi, oameni care au o școală de gândire comună ție, pentru că doar așa poți să întrebi și poți să-ți găsești mentori. Să te uiți pe Instagram tot timpul să scrollezi de TikTok, nu mai zic și să vezi tot timpul o mașină nouă, o mașină nouă, o casă nouă, cea mai tare. Dar poate ție nu-ți plac. Despre asta este vorba doar că tot le vezi și crezi că ar trebui să le ai, precum ar trebui să ai un trofeu. În momentul în care reușești să de rupi de mentalitatea asta, acela este începutul tău cu adevărat în proces. Și poate sunt mai tânăr decât tine și îți spun lucrurile astea. Nu ți le spun pe verticală, ți le spun pe orizontală, precum îi le spune fratelui meu, surorii mele, înțelegi? Despre asta e vorba. Precum am stat într-o familie, înțelegi? Și am discutat la masă. Nu-ți răspund pe verticală pentru că nu sunt eu mai deștept decât tine. Asta este premisa. Dacă eu am niște calități pe care le arăt, tu ai alte calități pe care eu nu le am. Și ar fi foarte bine să-ți fortifici mintea și să reușești să-ți exploatezi resursele cu care ai fost înzestrat și să canalizezi energia către scopuri la care tu vrei să ajungi. Nu altcineva care îți transmite arbitrar informația. Foarte multe cupluri care pozează perfect online pe social media și le vezi tot timpul că sunt în vacanță sunt nefericite. Foarte mulți oameni care pozează tot timpul cu abdomenul, cu aspectul, cu mașinile și cau bani. De fapt, nu au bani de cele mai multe ori. Oameni pe care îi vezi că vând materiale educaționale, dar de fapt nici măcar educaționale, ci mai degrabă un ghid cum să faci un milion, cum să faci bani, cursuri prin care să faci imediat bani și îți arată mașini. Acelea sunt elementele de promovare. De fapt, ei nu știu să facă. Asta este adevărul, acesta este cumva momentul în care ne confruntăm cu realitatea adevărată. E foarte important să te gândești pe partea de cunoaștere. Uite, îți dau un exemplu. M-am apucat de sală acum vreo 10 ani de zile, să spunem, sau 12 ani de zile. Când m-am dus prima dată, deși am făcut sport în trecut, eram foarte, foarte slab și nu reușeam să împing nici măcar 20 de kg la piept. Nu reușeam bara respectivă să împing, da? și mă simțeam slăbit, mă simțeam slavă, deam pe alții că reușesc. În timp am mers, am mers, am mers, au trecut ani, am ajuns să împing și 120 de kilograme la piept. Și ideea este că nu contează neapărat cât am reușit să împing, ci puterea pe care am reușit să o dezvolt, puterea marginală, mi-a oferit mai multă încredere și putere în viața cotidiană și nu se rezumă doar la sport sau fizic, nu vorbim aici, la fel este și cu cunoașterea. Și în investiții la fel, și în educație financiară la fel. Cu cât înveți mai mult, cu cât acumulezi mai mult, cu atât vezi altfel lumea, cu atât îți înțelegi altfel situațiile, deciziile. Te autoanalizezi și îți fortifici mintea. Despre asta este vorba să-ți fortifici mintea, să reușești să devii o persoană mai bună față de cum ai fost în trecut. Când eram la master și eram la o materie de evaluare și desfășuram analize pe diferite companii, stabileam prețuri țintă pentru companii, în metodologia de evaluare aveam colegi cu care lucram în echipă, care aveau capacitatea să estimeze foarte aproape de rezultat un număr care trebuia să treacă printr-o metodologie, un input și fără să îl introducă fără să treacă pe acolo, cunoscând mișcarea, știau ce creștere sau scădere în sensibilitate ar exista. Au fost înzestrați, eu nu reușeam. Și admit lucrul acesta, recunosc, ăsta este adevărul, nu reușeam, nu am fost înzestrat cu o capacitate la nivel de quant, de matematică, atât de deosebită, precum au fost alte persoane pe care le-am întâlnit la master sau în studii sau când lucram, persoane care identificau trenduri, identificau numere, citeau altfel situațiile, nu vedeam Același lucru deși aveam aceeași educație. Pentru că fiecare are o abilitate cu care a fost înzestrat. Vreau să ne uităm în acest moment la investițiile pe care tu le desfășori. Dacă vrei să fii mai bun, dacă vrei să-ți augmentezi puterea de cumpărare, să ai o situație financiară mai mare, da? Dacă vrei să faci acest aspect, vreau să discutăm despre faptul că tu trebuie să te gândești la salariul tău lunar, nu la salariul meu, nu la salariul altuia. Tu trebuie să spui așa, am 5000 de lei. Cum ajung la 7000 de lei? Cum ajung la 9000 de lei în 5, 6 ani, 10 ani? Cum reușesc să fac asta? Salariul meu e maxim? Cum reușesc să mai am un job, să mai am o activitate economică, să spun să o desfășor, să-mi maximizez banii? să reușesc să câștig mai mult. Dacă vrei, din nou, sunt persoane care nu caută neapărat să-și maximizeze banii foarte mult, ci doar marginal să reușească să trăiască viața așa cum vor. Nu trebuie să ai un milion de euro să fii fericit sau să trăiești viața asta cum ar trebui. Din nou, eu poate vreau un milion de euro, ca să ajung la un milion de euro, fac lucruri pe care tu nu le faci, depun un efort pe care tu nu-l faci, sau invers vreau să zic, dacă tu vrei să ajungi, tu depui un efort pe care eu nu-l fac, asta vreau să înțelegi. Mereu există un cost Mereu există un cost ascuns pe care nu îl vezi. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Tu dacă câștigi 10.000 de lei pe lună și vrei să ajungi la 12.000 de lei pe lună, reușești să faci asta în absența celorlalți din jur. Investești pe lună, să spunem, 1.000 de lei în momentul de față. Și altă persoană investește 2.000 de lei. Dublu. Da? Pentru că are un salariu mai mare, are, să spun așa, o posibilitate mai mare. Tu nu trebuie să te gândești, tu atâta investești eu, nu? Ceva e rău cu mine, nu sunt ok, aș, aș fi putut mai mult, am ajuns la vârsta asta și câștig doar atât, nu știu ce. Tânărul acesta îmi spune mie să câștig mai mult. Cine crede că este el să-mi spună mie aroganța asta în competiție cu alții? Tu nu înțelegi că noi discutăm aici pe orizontală, nu pe verticală, într-o comunitate de oameni din cele mai vechi timpuri, acum o facem în formă digitală, din cele mai vechi timpuri oamenii se strângeau în comunități și discutau, aveau dezbateri, doar așa poți să ai progres individual, asta vreau să spun în acest material și tu trebuie să te gândești cum reușesc de la 5.000 de lei să ajung la 7.000 de lei, este fezabil, ce cost implică această creștere, quantific, cost benefit analysis, da? cum ajung la 9.000 de lei, este fezabil, la 12.000 de lei, cealaltă persoană se gândește, tu te gândești la 9.000 de lei, cealaltă persoană se gândește cum ajung la 12.000 de la 10.000 de lei. Fiecare are obiectivele sale, da? Și atunci la fel și cu investițiile periodice. Să zicem că tu deții Nuclear Electric, Rom gaz, Banca Transilvania, One United, Meta și Inter. Tu nu trebuie să te gândești: portofoliul meu are sau valorează 10.000 de dolari, și portofoliul Tiberiu valorează 100.000 de dolari sau 500.000 de dolari. Este mai tânăr decât mine? Are mai mulți bani decât mine? Sau vreau să spun, eu să spun asta față de tine. Eu stau și prezint aici și știu finanțe și am reușit să am un portofoliu doar de 200 de mii când tu ai de 300 de mii și nu ai depus atât de mult efort. Nu! Cum reușesc eu, Tiberiu, da? Alin, Adrian, Ionuț, cum reușesc eu la nivel individual să adaug încă 600 de lei, încă 600 de euro în nuclear electrică? Cum reușesc eu, Tiberiu, să adaug încă 800 de euro? A, tu ai 100 de mii? super, mă bucur pentru tine și îmi oferă ideea că cineva a reușit. Mulțumesc că împărtășești informația cu mine. Despre asta este vorba. Cum reușesc în Banca Transilvania să adaug 600, în One United 1000, în Meta 6000, în Intel 2000? Te rog foarte mult să lași un like la acest material și hai să-l împingem împreună peste 500 de like-uri, să-l împingem la cât mai multe persoane să înțeleagă că nu trebuie să trăiască într-o competiție în perpetuitate cu ceilalți din jur, ci într-o competiție cu ei înșiși. Asta vreau să faci. Hai să împingem acest material, te rog, foarte mult, către 600 de like-uri, 500, 600, să reușim să ajungem la mai multe persoane, să le aducem în comunitatea noastră, să interacționăm cu ele. Da? Pentru că în România, mereu a fost chestia asta, pentru noi românii, a contat foarte mult imaginea, a contat foarte mult mașina de la poartă, din fața porții, din fața blocului, a contat foarte mult casa, apartamentul, când a venit, să, când a venit o rudă acolo să îi arăți că tu ai putut mai mult decât ceilalți membri, nu? Despre asta e vorba. Și dacă eu acum îmi cumpăr o mașină, da? Îmi cumpăr Mercedes 2023, să spunem, îmi cumpăr, știu și eu, S-Class, da? Și pun o poză pe Instagram cu el, să zicem. Și tu urmărești, să spunem, contul meu pe Instagram și te invit să o faci, da Tiberiu Invest sau Tiberiu Nicolae, intri pe Instagram și vezi că am publicat o poză cu noul meu merț. Înțelegi, am un nou mers sau un nou BMW, înțelegi? Și îl pun acolo, e cineva lângă mine, pun acolo o descriere, poți să faci și tu asta, dacă am putut eu. Înțelegi unde ajung cu, cu ideea? Și dacă stai să te gândești în cazul acesta, poate că te impresionezi, să spunem, te impresionez. Și impresionezi membrii din familie, impresionezi niște prieteni. Acea impresie, știi cât ține? Atât. Doar atât. Nu ține mai mult decât o secundă. Dar banii pe care eu am alocat în BMW sau în Mercedes, aș fi putut să aloc banii respectiv către alte locuri. Aș fi putut să identific oare, să spunem, oportunități alternative unde să-mi plasez banii, să mă facă mai fericit, mai satisfăcut de alegerea pe care am făcut-o sau trăiesc doar pentru secunda aia de impresie, pentru că nu îi mai pasă nimănui. Toți internalizează informația, spun, da, Tiberiu are Mercedes 2023, ok. Și atât. Nu mai este nimeni mișcat de tine, mai ales pe Instagram, când sunt milioane de conturi și vezi milioane de mercedes -uri. nu mai contează, așa că pune banii acolo unde crezi cu adevărat că ar trebui să fie puși. Nimeni nu trebuie să spună unde, de aceea niciodată nu o fac. Ai un portofoliu de 10.000 de dolari, cum ajung la 35.000 de dolari? Reușesc să cresc intern portofoliul de la 10.000 de dolari către, să spunem, 16.000 de dolari printr-un randament pozitiv plus dividende și cupon sau dobândă, să-l cresc. Mai mult, plus să mai adaug din salariul meu recurent, plus dintr-un side hustle sau cum vrei tu să-l numești, încă o activitate secundară la nivel comercial, plus să mai cumulez cu partenerul, cu soția, știu și eu, mai mulți bani, alocația copiilor, știu și eu bani pe care să îi mai atribui să cresc la 35.000. Într-o carte foarte interesantă, numită Atomic Habits de James Clear, autorul spune că dacă devii cu 1% mai bun azi, 1% mai bun mâine zilnic, Într-un an de zile devii cu 37 de ori mai bun, sau de 37 de ori mai bun, și dacă devii cu 1% mai rău într-un an devii practic nimic sau cel puțin ajungi la 0,03. Nu-mi place să cuantific ideea de productivitate personală sau cât de bun ești sau cât de rău ești printr-un singur număr. Nu-mi place să fac asta, cred că este utopic să faci asta, dar este interesant să te gândești așa. Eu nu trebuie să fiu mai bun luna asta cu foarte mult. Îți dau un exemplu. Eu sunt o persoană care vrea să maximizeze mult productivitatea, tot ce fac. Am avut propuneri strategice. Oameni care m-au vizionat și au spus vreau să facem asta, vreau să facem asta, sau uh, m-au invitat sau au introdus discuții anumite idei bune. Anul acesta fac ceea ce mi-am propus să fac, nu pot mai mult decât mi-am propus. Trebuie să știi cât de mult poți să duci, trebuie să știi când să faci lucruri și când să nu faci lucruri, înțelegi? Adică nu trebuie să te împingi, să te împingi, să te împingi dacă tu știi că nu este optim să fii cu 200% mai bun într-o lună, pentru că după crești, scazi, crești, scazi. Înțelegi unde vreau să ajung? Dacă ești astăzi cu 100 mai bun, mâine cu 100 mai bun, 1%. Știi foarte bine, ești potențial investitor și înțelegi efectul de compunere. Compune-te pe tine înainte să compui banii, e foarte important asta, și să eviți să fii mai rău. Citezi 10 pagini, 10 pagini, 10 pagini într-o carte, nu 200 aici. Și patru nu mai citești nimic, înțelegi? E foarte important să diferențiezi disciplina de motivație. Disciplina este un set de reguli pe care ți-l stabilești și ai o rutină progresivă. Este o carte interesantă, îți recomand Atomic Habits. Nu vreau să-ți dau spoiler dacă nu ai citit-o, am intrat pe website la autor. Prima și prima lecție pe care o oferă autorul este că acele obiceiuri mici fac o diferență uriașă. De asemenea, nu îți mai stabili obiective, focalizează-te pe sistemul pentru a ajunge la acele obiective. Încearcă să îți construiești obiceiuri cu care te regăsești la nivel de identitate personală, nu că e cool să mergi la sală, poți să alergi în parc, dacă tu te identifici mai mult cu un jogger, să spun, să faci jogging, du-te în parc și alergă, lasă l dă un colo de sală, asta încerc să-ți explic. După, îți creezi această buclă de habituri, da? Cue, craving, response și reward. Îți recomand să citești cartea, este foarte interesantă, îți creează un sistem bun. De obicei când aud de cărți de productivitate, nu mă interesează, adică mi se pare că e aceeași informație împachetată diferit, dar James Clear chiar a făcut o treabă bună și sugerez că este o carte bună în opinia mea, am citit acum ceva timp, dar vreau să spun că mi s-a părut interesant, adică chiar îți oferă un plan de acțiune așa asupra unor lucruri și te face să înțelegi cum să nu mai ai obiceiuri atât de rele și cum să reușești să construiești noi obiceiuri, noi hobby-uri mult mai productive. Să ajungi în 1% poate să fie promițător, dar cred că mai bine te gândești să ajungi în 1% ca mentalitate. E mult mai bine așa decât ca rezultat. Gândește-te să ai o mentalitate, un mindset și să reușești cumulul respectiv de satisfacție pe care o obții din carieră, din familie, din religie, dacă ești religios, dacă nu, din cultul la care aderi sau de la școala de gândire la care ai aderat și așa mai departe. Fiecare persoană e diferită, aderă la principii diferite, dar totuși suntem apropiați, suntem uniți ca români și, bineînțeles, prin alte criterii de asemenea. Dar vreau să spun așa, gândește-te cum reușești să fii unul la ca mentalitate, ca mindset și cum reușești să te îmbunătățești pe tine. Uită-te la tine, cum ai fost ieri, cum ai fost alaltări, portofoliul tău de investiții, uită-te cum este astăzi, setează-ți una. Obiectiv, dar stabilești un obiectiv, încearcă să ajungi la acel obiectiv, să-ți respecti regulile, să ai un plan foarte bun de alocare și, bineînțeles, să fii tot timpul disciplinat. Tiberiu Nicolae am fost, mi-a făcut mare plăcere să discut cu tine despre această temă, despre productivitate, despre a deveni mai buni, dar comparativ cu noi, nu cu alții. Ar fi mult mai bine să ne gândim la noi în izolație față de ceilalți, bineînțeles, să intrăm la nivel competitiv sănătos în anumite grupuri. De exemplu, fac 10 flotări, am un prieten care face 20 și îmi spune, uite, ești slab, ai putea să faci 10, știind că o să fac, da, mă motivează, dar tu trebuie să fii disciplinat și e bine să te conjure cu oameni care vor mai mult de la ei și care au bunătatea și amabilitatea să împărtășească și cu ceilalți doza de motivație din ziua respectivă. În grupul pe Discord privat avem astfel de conversații. Sunt oameni care critică anumite lucruri foarte bine, sunt oameni care evaluează anumite lucruri foarte bine, care împing o mentalitate mai departe. Oameni care nu sunt la acea mentalitate, dar există un schimb de valoare uriaș, așa că hai alături de mine, hai alături de noi, în grupul pe Discord privat, ai link în descriere, te aștept acolo. Stai, stai, acum te grăbești tocmai ce ai vizionat videoclipul. Te invit în acest material, e foarte interesant în opinia mea. Poate pentru tine nu este, dar mai întâi hai să-l vizionezi și transmite și mie o opinie în secțiunea de comentarii din acest material. Salut!